Dar nu s-ar bate agențiile între ele? Ba, dar e posibil și scenariul ăsta așa. Bine, cine formulează obiecția asta o formulează ca și cum statele nu s-ar fi bătut între ele vreodată. Ca și da. Cum, da. Bine, ei cred că se duc la, scuze că te întrerup, numai ca să încerc să explicitez contrapoziția și după aia revii. Ei cred că se gândesc atunci când zic nu s-ar bate agențiile între ele, se gândesc la războiul bandelor din New York, din Statele Unite, din Danemarca, mai recent acolo erau de motocicliștii. Uite un argument. Foarte interesant. Pro. Da. Mă rog, prostat. Mai legat anti. Păi dacă n-ai decât o singură agenție de protecție, statul, normal că n-ai conflicte între agenții. Nu există agenții. Ca și în cazul, seamănă cu avantajul comunismului. Ai conflict între firme private în comunism? Nu, că nu există firme private. Așa și aici. Deci ar fi un point. Da, într-adevăr, nu există conflict pentru că nu. De exemplu, dacă ai ajuns la un stat global, să zicem, nu există statele, națiuni. Păi au dispărut și conflictele între state, nu? Obiecția antiglobaliștilor e, păi da, da. Vine conflictul, conflictul să fie între stat și om. Adică te distruge, știi? Ai o centralizare, așa prin descentralizare tot mai fuceai, tot te mai apărau. Poate e competiție între... Da, deci pot spune, neavând mai multe agenții, fii atent, vorbim de un singur stat. Așa, la nivel internațional, e în stare de anarhie. Statele nu ai relații hegemonice. Asta e o altă chestie interesantă la Rodward. El spune, uite, cei care se feresc de anarhie ar trebui să ceară, conservatorimea, de exemplu, care e antiglobalistă, ar trebui să ceară un stat global. Da, global. Să reglementeze la nivel global. Da, să fie o singură lege peste tot. Bine, acum... Să fie pace pe lume. Da, da. Problema... Acum, și noi ne dorim o singură lege peste tot, nu? Dar are mult mai puține amendamente. Da. Și noi vrem să fie înțeleasă. Da. Bine, poți construi un second best ca și la descentralizare, că nici descentralizarea la limită nu e dezirabilă, pentru că încalcă principiul non-agresiunii. Poți avea un stat care face, care încalcă. Mă gândesc la poziția lui Friedman. Uite, diferența între Rothbard și Friedman e că la Rothbard ai un standard universal, NAP să zicem, la Friedman nu trebuie să ai așa ceva. Deci poți avea agenții leftiste, să zicem. De ce sunt leftiste? Nu știu, criminalizează pe unul care vorbește urât. De-aia e leftist. O agenție libertariană n-ar criminaliza asta. Și chiar și când ai conflict între astea diferite, deci care operează pe standarde diferite, spune Friedman că tot e mai bine decât în situația actuală. Adică prin negocierea între ele, de exemplu, tu faci, vorbești urât, să zicem, în sectorul 3 agenții leftiste. Vorbești urât la adresa romilor și se impune standardul de acolo. Iar între negocierea între agenția ta libertariană și aia leftistă, aia care cedează primește niște bani. Hai să spunem că cedează aia libertariană. Primește niște bani de la aia leftistă să se aplice standardul ei. Înțelegi? Și ideea e că tot ar fi mai bine decât statele. Exclus să înceapă un conflict sau oricum mică probabilitatea să înceapă un război de stat de anihilare. Nu. Ideea e că dreptatea de vânzare, ca să zic așa. Și plătesc mai mult ei. Deci se reflectă în prețuri preferințele. Aici e tot un next best, dar eu a simpatizat cu asta la Rothbard. Adică NAP s-a dus peste tot. Asta vreau să zic un pic mai devreme, că Rothbard nu zice că toată lumea ar fi libertariană, ci pleacă de la premiza că e toată lumea libertariană. Adică tu pleacă de la premiza că principiul non-agresiunii, așa cum ai spus tu, s-a răspândit peste tot. Și cum ar arăta o asemenea lume? Păi vă spun eu, nu ar mai fi nevoie de poliție. Fără întristare. Ar fi o lume fără întristare. Nu ai avea, pentru că conflictul între agenții îți apare și pe același standard. De ce îți apare conflictul între agenții? Pentru că agenția lor din sectorul 3, deci standardul e același, NAP, și una și alta funcționează. Doar că există divergență cu privire la cine e vinovat. Știi? Tu l-ai lovit pe unul și agenția ta îți dă ție dreptate, agenția lor îi dă lui dreptate. Și zic ăstea, păi și ce facem? Și aici și unde se blochează Indrand, unde se blochează Nozick, păi o să fie război civil. Nu, nu. E nevoie de un stat care să vină cu un standard omogen, că așa se bat agențiile între ele. De ce? Unii țin partea ta, unde ești tu abonat,
Păi la alții țin partea și ce rotor, nu, mergi la trei agenții. Ai zis așa că dreptatea e de vânzare sau justiția e de vânzare. Asta pur și simplu imaginează-te ăsta ca slogan politic, da? Și după aia poți să imaginezi de ce partidul ăla nu o să câștige. Păi sunt două interpretări. Deci când cineva, când un critic formulează obiecția asta, în libertate nici dreptatea de vânzare, la ce se gândește? La faptul că un bogat care face o crimă, Patrițiu trimite la judecătorii, trimite bani. Și ăsta nu mai judecă după principii, ci e părtinitor. Așa. Asta e miza obiecției, că dreptatea de vânzare. Unii vor fi privilegiați. Unii nu înțeleg așa, da, ok. Înțeleg că asta este suportul ideologic din spatele obiecției, da? Dar unii nu înțeleg așa. Ok, ce s-ar întâmpla în situația asta? Oamenii aceștia nefericiți nu ar folosi serviciile de justiție care dau această sentință, ci s-ar duce la tribunale care ar apăra punctul lor de vedere. Nu ai victime, ești victima, e proprietarul drumului. Victima e ăla peste care ai dat cu mașina. Dar sunt nepermanente. Ai victima, dar am zis că sunt nepermanente, în sensul că nu ia, nu l-a omorât, nu l-a lăsat să stau în cortile. Da? Dacă îți permiți. Dacă nu, îți ia carnetul. Astăzi, dacă e, îți ia carnetul și atât. Ce dreptate asta? Astăzi îl bași pe la în spital și îți ia carnetul, nu? Sau cea multe bagă la închisoare, dacă e ceva. Nu, cred că e ai. Dar niciun caz. Nu. Astăzi e ideea aia cu, de la care am restituție discutat. Versus, la care am discutat, da, la pe capitolul pe justiție. Restituție versus pedepsire. Descurajare. Da, dar poate să-i convine, uite, dai că este un moș, poate să-i convine să-i dai bani. Nu-l încălzește cu nimic. Bine, poți să zice mai un moș ofticos, știți, vrea să răzbunător, dar unul poate preferă bani. Domnule, ce mă interesează că stă la 7 ani în pușcărie? Nu mă interesează. Da, genul ăsta de situație se rezolvă iar. Moșul, din exemplu, ar avea o poziție, ar avea niște servicii, șoferul incriminat aici ar avea și el apărarea lui. Ce se întâmplă? S-ar bate agențiile lor dacă nu cad de acord? Moșul vrea ăla să nu mai conducă niciodată. Șoferul zice, caman, ți-a sărit șapca în cap. Nu o să zicem că sunt lucruri extrem de evidente. Și ce s-ar întâmpla? S-ar bate agențiile? Nu s-ar bate agențiile. S-ar merge până la un judecător recunoscut de ambele părți. Păi asta se întâmplă și cu cetățenii. Deci primul nivel e când apare un conflict între cetățeni, că altfel nu mergea la tribunal. Ce fac acei doi cetățeni? Merg la un tribunal. Ok, nu se înțeleg tribunale. Merg la un al treilea tribunal.